Călăraș a reușit un punct prețios după partida jucată acasă cu Dinamo, vineri 10 martie, cu sala polivalentă plină. Echipa călărășană a făcut un joc curat și frumos, răsplata fiind păstrarea poziției cu numărul 8 în clasamentul Ligii Naționale de Handbal Masculin, cu 25 de puncte acumulate. Urmează însă alte două meciuri importante, primul pe 15 martie în deplasare cu CSM Focșani, iar cel de-al doilea sâmbătă, 18 martie, acasă, de la ora 16, în sala polivalentă din Călăraș, cu Steaua, ocupanta locului 10 în clasament, cu 23 de puncte.